Suntem la intersectarea două zone despre care nu știm ce urmează să se întâmple. La nivel global, evident ce se întâmplă în Statele Unite și parteneriatul nostru cu Statele Unite și la nivel local, alegerile care tocmai ce au avut loc. Nu știm ce urmează să se întâmple la anul, dar asta nu ne sperie. Adică antreprenorii sunt pregătiți. Nu cred că vreun antreprenor se așteaptă la certitudine. Cred că antreprenorii trebuie să investească în punctele de sprijin din interior, nu din exterior. Nu știm ce se va întâmpla anul viitor. Sigur, ne așteptăm la surprize fantastice, însă noi continuăm să investim în competențele noastre, în dezvoltarea echipei, în crearea de valoare adăugată la clienți. E vorba de colaborare. Summit-ul are ca un numitor comun colaborarea. La summit te întâlnești cu oameni cu care, alături de care poți să-ți validezi ceea ce crezi tu că se va întâmpla la an. Întâlnești oameni faini, oameni care au afaceri frumoase în România, oameni alături de care poți să ai o discuție și să identifici sau să-ți validezi ceea ce se va întâmpla la an.